La 8 luni au început problemele, nu stătea în fund ca orice copil. A început și ochiul drept să albească, speriat de ochi peste cap, tremura tot. Ca al diagnosticul sindromul ăsta, cataractă congenitală la ambii ochi, epilepsie, tetrabareză spastică, retard psihic sever. Mi-a spus pe direct, păi copilul ăsta nici nu o să vadă și nici nu o să meargă. Atât cât pot, mai lucrez cu el, mai fac mișcare, că altfel s-a atrofia mușchii și ar fi ceva foarte dureros pentru el. Mi-aș dori să facă Dumnezeu minuni mai mult pentru el, să mă scot într-o bună dimineață și să-l văd măcar că stă în fund, o singură dată măcar să aud că strigă mama. Cred că asta este cel mai... Da, Doamne, sunt foarte drăguță de fiecare dată le năcăjesc când am o problemă. M-au ajutat chiar și când nu ne-am cerut ajutorul, a fost suficient să spun că mi-e greu. M-au ajutat chiar și când nu era în timpul serviciului, cu vorbă. Mi-era să spun, ce m-aș face fără voi? Altfel e când îți dă cineva un răspuns așa, mai cu suflet, cu căldură. Știți că face foarte mult. Ajută-i pe Ciprian și alți copii ca el să fie susținuți de profesioniști locali și să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Îți mulțumim!